Inspectoratul pentru situații de urgență Prahova a sărbătorit astăzi 78 de ani de protecție civilă. Cu această ocazie, pompierii au pregătit o expoziție cu documentele de atestare din arhive, dar și cu tehnica din dotare. Nu au lipsit proiectilele dezamorsate, detectoarele de bombe sau încărcăturile pirotehnice. Și cum cei mai mulți dintre vizitatori au fost copii, pompierii au avut de lucru să le explice detaliile tehnice ale intervențiilor lor. Ramul la mașină, ăla din față, se numește parbriz, da? Ca să-l tăiem și din spate lunetă, perfect. Cu ăsta scoatem acel parbriz, da? Deci să face o gaură în parbriz, dacă nu este spart cu scula aceea, da? Se taie cu forfeca un pic, se introduce ăsta și apoi, printr-o mișcare circulară, el taie geamul. Că nu... Protecția civilă a participat dintotdeauna la limitarea efectelor, mai ales pe timpul războaielor, dar a participat activ atunci când s-au produs cutremure pentru salvarea vieții oamenilor, pentru salvarea bunurilor materiale, pe timpul producerii unor inundații, alunecări de teren, și pot să vă spun că pe teritoriul județului Prahova sunt 47 de localități în care... Anual, la 28 februarie, se sărbătorește Ziua Protecției Civile, înființată prin decret regal în 1933. Apărarea civilă a funcționat ca instituție de sine stătătoare până în 2004, când, prin înființarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, a fost inclusă în această structură.